Și nu în final. Cel mai bun fast food. Nici un român nu poate să zică că nu e așa. Pentru că dacă tu zici că nu e așa, nu ești român, nu-ți iubești țara. Ai înțeles? Este... Salve, brodărașilor! Eu, Claudischi, tu, brodăraș scump și adevărat, care este super bombă, se simte super bine chiar dacă a început școala fizică, poate tu faci online și tu râzi de aia care fac fizic. Astăzi facem un tier list cu chestiile care ne pung așa pe suflet când totul merge prost. Facem un tier list cu fast food-uri și din România, dar și din afară, pe care eu am avut ocazia să le degust. Înainte să începem, o să vă rog să lăsați un like în numele mâncărilor nesănătoase, să lăsați și un subscribe pentru că fac videouri de genul amuzante cam mereu și să apăsați pe butonul de notificări ca să știți când postez data viitoare. Totodată, începând de astăzi, o să iau comentariul cel mai apreciat de la fiecare video, mă rog, video precedent, și o să-i fac un promo pentru că voi m-ați adus aici sus și eu vreau să dau înapoi. Așa că felicitări! Ești prima persoană care primește un promo. Ca să poți să primești și tu un promo, tot ce trebuie să faci este să fii foarte creativ, ceva legat de fast food. Și comentariul cu cel mai multe like-uri apare în video următor. Ca întotdeauna avem aici rankurile, avem nivelurile de notare. Avem așa, date de la Isus și Maica Domnului, adică sunt atât de bune că nu... Nu ai cum să refuzi întotdeauna să faci ziua mai frumoasă. Sunt cele care sunt foarte bune, adică nu poți să dai greș cu ele. Cele ok, bă, reziști, dacă trebuie neapărat să mănânci, mănânci, nu se întâmplă nimic. Ca nu mori, nu faci toxic infecție alimentară. Astea me care, bă, mai bine nu. Și alea de cacao, adică ce faci aici? Ce se întâmplă aici? Haideți să începem. Bun, avem McDonald's. McDonald's, mă frate, băi, când te gândești la McDonald's, este primul fast food care îți vine minte. Da. Este cel mai emblematic fast food din lume. Și stați, gândiți-vă puțin, gândiți-vă la o mâncare de la McDonald's care nu vă place. Asta ziceam și eu. Exact. Nu există. Cartofi? Bun. Burgeri? Bun. Înghețata cu extra topping de ciocolată și caramel? Bun. Plăcinta? Bună. Ce mai vreți, măi, brodărașilor, măi? Pe lângă faptul că fac o căruță de bani în continuu și este foarte amuzant că noi credeam că, nu știu, virusii sau, nu știu, orice alt de boală, nu știu, venerică sau chestii de-astea fac cele mai multe morți anuale. No! E datorită McDonald's-ului. De ce? Pentru că oamenii obeși fac cardiac. Da. Este God tier. Este God tier. Și cea mai mare plăcere și adună cei mai mulți morți. Este un amalgam de emoții exact ca și fosta mea. Mersi că existi, domnule, ne faci serile mult mai frumoase la 5 dimineața când ne întoarcem acasă beți și nu știu ce să mâncăm și tu ești acolo întotdeauna pentru noi. Să ne pupi sufletul. Continuăm. Burger King. Haideți să facem puțin roast Burger King-ului și să-l arătăm cu degetul pentru că prima oară când s-a lansat în România a eșuat. Ce fraier, zici că sunt eu în clasa 5-a când am fost bătut. Cum te simți, Burger King? Nu e așa că se simte rău? Dar a doua oară când a apărut, când s-a lansat aici, a mers destul de bine. Mi-aduc aminte că atunci când s-a lansat prima oară și nu a mers, rămăsese ăla din aeroport și eram gen, o chestie așa rară, interesantă. Poți să mănânci Burger King doar când te duci în alte țări din astea nebune, știi? Și am mers acolo și burgerul era 35 de lei. Ce? Cine dă 35 de lei pe un burger? Eu! Și l-am mâncat, a fost bun? Da! Dar totuși, e revoltător! Măcar acum ne-am mai calmat, este foarte bun. Am impresia că burgerii de aici sunt mai buni decât ăia de la McDonald's, dar cartofii sunt mai proști. Dar nu pot să pun la incredibil, pentru că nu e atât de iconic, nu e atât de emblematic, nu e atât de simbolistic. Așa că o să spun la foarte bun. Foarte bun ajunge. Următorul, KFC. Am un mini story time să vă zic aici la KFC. Eu am făcut actorie înainte de o piesă importantă, mă rog, importantă, de final de semestru. Am fost cu un prieten și ne-am luat un bucket de la KFC cu aripioare picante și cu sos Glen de la de usturoi. Cunoscătorii știu că dacă te duci la KFC, ăsta este meniul bun. Ăsta, nu altceva. Aripioare picante cu sos de usturoi Glen. Ăsta este meniul de la KFC, nu altceva. Și am mâncat 12 aripioare. Și a doua zi vă închipuiți de dimineață cum era burtica mea înainte să intru pe scenă. Mă căcam pe mine. Băi, nu recomand, dar foarte bune. O să pun la... Nu pot să zic că îmi place totul de acolo, deși am încercat și înghețata și era mișto, dar pentru că am amintit foarte mișto cu ele, mâncare bună, au adus prieteni împreună să mănânce, o să pun acolo sus lângă McDonald's. FYI, să deschidem o paranteză, eu nu mai am voie să mănânc majoritatea chestiilor de aici pentru că acum mănânc doar plante, dar înainte am mâncat și mi-aduc aminte pentru că am memorie de elefant. Bun, continuăm. Chopsticks, mâncare chinezească, ieftină, plină de ulei. Cam asta este descrierea acestui fast food. E bun? Este. Aș recomanda? Nu. Pentru că te simți de-a dreptul scârbos de fiecare dată când termin, chiar dacă devorezi totul, te simți scârbos, te simți de parcă, mamă, te-ai imbibat în rușinea și în păcatele tale. Așa te fe...
am avut obsesie pentru chestiile astea cu pachetelele de primăvară și cu tăieței. Da, nu, e foarte bun, e foarte bun. O să-l pun lângă KFC. Nu pot zic că e dumnezeiesc, dar este bun. Nu vine să cred, am căutat gen fast food-uri, ca să nu ratez unul important, relevant. Și Starbucks e un fast food. Ce? Acum că stăm să ne gândim, are mai multe chestii acolo, adică nu are doar cafea. Dar nu mă așteptam, știi, când mă gândesc la Starbucks, nu mă gândesc la neapărat la fast food, mă gândesc la cafea scumpă ca naiba! De ce e așa scumpă, Doamne? Așa, continuăm. Starbucks, bă, cafeaua nu e cine știe ce, că Starbucks e mai mult de experiență, să mergi cu prietenii acolo să bârfești, să vezi ce s-a mai întâmplat, să faci conturi fake acolo cu alte fete, să stocorezi băieți, știu! Secretele voastre. Știu, fetele. O să pun la ok, pentru că locul e foarte mișto acolo. Îmi place să stau, au canapele. La 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 la. Dar de acolo, ce consum, nu pot zic că mă dă pe spate. O lăsăm acolo la ok, la Starbucks. Subway. Subway este, în opinia mea, McDonald's-ul săracului, dacă are sens. Sau persoana aia de la Mac care a zis ok, o să încep să mănânc sănătos, dar nu știe să gătească și nu știe ce înseamnă aia sănătos și se duce la Subway și spune castraveți în sandwich. Asta, nu, asta cred eu. Ok. Asta cred eu. Așa e. Bun, Subway-ul e bun. E bun, frate, o să pun la foarte bun și gata. Aș prefera însă, na, când te duci la un fast food, să nu vezi mâncarea pentru că îți dai seama cât de scârboasă e toată treaba. De acolo că vezi roșiile alea flash căite, castraveți aia împuțiți. Mai bine te duci la Mac, nu vezi nimica că îți asumi că eu sunt toate căcaturile acolo. Îți asumi și nu vrei să vezi, na, acum că să-ți detingi și nici nu bine, să uiți de stresul din viață, înțelegi? De-aia cred că mai o să pun la ok, de fapt, pe Subway. Din cauza asta, o să pun la ok. Am zis să bag și ceva cu sushi, ca să fie lista completă cu toate chestiile de peste tot. Sushi Terra este cât de cât e, cât de cât sănătos. Este o atmosferă și un ambient foarte mișto. Mă duceam la Sushi Terra, mă rog, nu știu dacă aveți voi săracilor din alte orașe Sushi Terra, dar noi în la bucale avem, așa că vorbim de bucale, ăștia șmecheri. Și acum la Sushi Terra erau acvariile alea cu pești, băteam așa în geamurile alea și stresam pește. Nu știu de ce, copil handicapat și acum sunt, dar atunci eram sushi-ul bun. Chiar crezi că mănânci mâncare sănătoasă, chiar crezi că peștele ăla n-a suferit înainte să-l tai, dar a suferit mult, dar a fost bun. O să-l pun la foarte bun. Pizza Hut e top. Pizza Hut este top de top. Și culmea că nu mi se pare că e chiar fast food, pentru că trebuie să aștepți puțin până se face pizza aia. Mi se pare că oricum este un pic mai sănătos decât tot ce este pe lista aici. Dar tot așa, foarte bună pizza, o experiență foarte mișto. Mi-aduc aminte înainte de pandemie cum ne strângeam cu prietenii la o Pizza Hut, stăteam acolo de vorbă, mai băgam o pizza, mai bârfeam, ne mai pupam, chiar dacă eram doar băieți. Asta e viața de care mi-e dor. Abia aștept după pandemie să fac asta din nou. Taco Bell este, cum să zic, achiziția nouă a României, care a făcut furori la început. Nu mă dau după Taco Bell neapărat. Tacos-ul iubesc, ăla, na, făcut din plante. Nachos-ul tot așa, foarte, foarte bun. Dar nu mă dau un vânt. O să-l pun la ok aici, peste Subway aici. Sunt patru din afară și am păstrat cel mai bun fast food la final pentru cunoscători. Avem Dunkin' Donuts, pe care l-am încercat când am fost în America, pe scurt gogoșerie. Cum avem noi gogoașa înfuriată în București sau cum aveți voi gogoșile de la Colț, de la Nea Luca. Băieți, ăștia fac gogoși și cafele. Un fel de Starbucks, numai că așa mai rebellious. Amestecă tot felul de chestii acolo ca să dea gust, dar de fapt nu e nimic consistent acolo, știi? Ăsta este secretul, să crezi că tu bei ceva. Tot, dar de fapt ei să, nu știu, să pună și căcat să pună și tot o să crezi că e bun. O să pun la ok, că nu mă dau un vânt după gogoș, dar când l-am gustat a fost bune. O să le pun aici. Five Guys, când am învățat în Londra, Five Guys was bun, cartof bun. Tot așa, vezi cum se fabrică sandwich-ul ăla? N-aș prea vrea să văd chestia asta, pentru că după mi se face scârbă, numai că am văzut că acolo, na, poartă mănuși, totul este ok. E sub formă de sandwich mai mult, adică tind, așa te păcălește să crezi că este făcut așa, parcă în casă, parcă de mami, parcă știi ce zic, de-aia te simți bine când mănânci de la Five Guys. Plus că locul e super mișto, e tare, mă, e foarte bun, sincer, este foarte bun, o să-l pun aici, nu, peste Burger King, Five Guys e foarte bun. Tot în Londra, Nando's, foarte interesant, am făcut și un proiect la facultate pe chestia asta, oamenii ăștia omoară pui în ziua aia în care trebuie să fie serviți, că puii ăia tăiați nu stau în congelator zile întregi. În momentul în care tu tai un pui și-l trimiți la Nando, în ziua aia trebuie să fie consumat. Cam asta este obiectivul lor, cam asta este targetul lor, să fie cât mai fresh. Au și variante vegane, aveau un sandwich de tofu acolo, foarte bun, cartofi dulci. Deci eu o să pun la foarte bun, nu mă interesează, o să-l pun aici sub Five Guys, super bun. Chipotle este varianta bună de la Taco Bell. Mi se pare că oamenii care au făcut Chipotle chiar sunt mexicani, pentru că la Taco Bell e cu taco de ăla așa tare. Ăla nu e taco, trebuie să fie în veliușul mai moale, cu ingrediente un pic mai
mai proaspete decât la Taco Bell, opinia mea. Foarte bun, dacă se deschide în România, nu știu dacă ar avea așa de mult succes ca și Taco Bell, dar este varianta mai bună în opinia mea de la Taco Bell. Și nu în final, cel mai bun fast food. Niciun român nu poate să zică că nu e așa, pentru că dacă tu zici că nu e așa, nu ești român, nu-ți iubești țara. Ai înțeles? Este shawarma de la Dristor sau orice shawarma de oriunde ești nebun. Asta este viața, asta este mimul, asta este esența plăcerii. Di băi, ești cu băieții unde? La shawarma. Ești cu un, la un date cu o fată unde? La shawarma. Dar fără usturoi și ceapă, menționez. Frumos. N-ai ce să faci acasă? Să citești? Să te dezvolți personal? Să te joci? Nu! Shawarma cu bunii, mă! Bună cu de toate! Cea mai bună de la Dristor, în opinia mea, deși mai sunt alte shawarmarii, cred că și Băneasa este bună, dar cam asta este esența, fără discuții, pe departe, cel mai bun fast food. Și ăsta este, chartul, băieți și fete, brodărașii mei frumoși. Sper că v-a plăcut videoul ăsta, vă iubesc foarte mult. Nu uitați să lăsați un comentariu, să dați like și până data viitoare, vă iubesc și vă pup.